Simetria ei înfricoșătoare, de Audrey Niffeniger. Până unde poate merge dragostea dintre două surori gemene? Până dincolo de moarte. După bestsellerul Soția călătorului în timp, Audrey Niffeniger revine cu Simetria ei înfricoșătoare, un roman captivant despre dragoste, identitate, secrete și despre relația dintre două surori. Puterea dragostei e cea care pune în mișcare această poveste cu iez gotic, a cărei acțiune se petrece în apropierea cimitirului Highgate din Londra. După ce moare de cancer, Elspeth Noblin își lasă averea inclusiv apartamentul cu vedere spre cimitir celor două nepoate gemene, fiice ale surorii ei, de care se îndepărtase cu mulți ani în urmă. Când cele două gemene, Valentina și Julia, ajung în Londra pentru a-și revendica moștenirea, își dau seama că mătușa lor, pe care nu a apucaseră să o cunoască până atunci, e încă printre cei vii, dar numai ca fantomă. Palite și plictisite, îmbrăcate mereu la fel și aparent imposibil de separat, cele două tinere își găsesc identitatea, a lor, dar și a misterioaselor mătuși, într-o istorie care îți ridică adrenalina și te emoționează până la lacrimi. Din aceste căutări nu lipsește o pleiadă de personaje pistolești. Robert, fostul iubit al reposatei, Martin, un pasionat de cuvinte încrucișate care e agorafobic și marchiș, soție devotată, dar neputincioasă a celor din urmă. Nimeni nu știe ce vor descoperi geminele, pentru că frumusețea se învecinează adesea periculos de mult cu moartea. Să mai scrii ceva după un fenomenal blockbuster nu este ușor, dar Niffeniger s-a ridicat la nivelul așteptărilor tuturor cu simetria ei înfricoșătoare. Fanii vor fi pe deplin răsplătiți citind această poveste modernă cu fantome, originală și ingenioasă. Descrierile ei îl conduc pe cititor în mijlocul unui cameleonic peisaj victorian, în care frumusețea și moartea își dau întâlnire. O poveste cu adevărat emoționantă, plină de personaje de neuitat.